Zeci de oameni și-au pierdut viața în India și Nepal din cauza inundațiilor și a alunecărilor de teren generate de ploile abundente. Acestea au distrus mai multe drumuri, căi ferate și poduri, iar mulți oameni au rămas blocați în localitățile lor. Autoritățile au demarat operațiuni de salvare, însă acestea se desfășoară contra cronometru, întrucât ploile vor reîncepe și vor fi și mai puternice. Mai multe localități din nordul Indiei au fost evacuate după ce au fost puternic afectate de inundații și de alunecările de teren. Acestea au fost generate de ploile torențiale care au dus la umflarea râurilor. Cel puțin 85 de oameni au murit până acum și alți 11 sunt azi dispăruți. Într-un caz, o familie de 5 membri a pierit după ce locuința în care se afla a fost luată de o alunecare de teren. Alți câțiva au murit înnecați. Guvernul indian a desfășurat militar din cadrul tuturor ramurilor armatei pentru a lua parte la eforturile de salvare, mai ales că meteorologii au anunțat că ploile abundente vor reîncepe. Însă și Nepalul, vecinul de la nord al Indiei, a avut parte de ploi abundente. Cel puțin 31 de oameni și-au pierdut până acum viața din cauza inundațiilor și a alunecărilor de teren, iar alte 43 sunt date dispărute. Alunecările de teren și inundațiile sunt relativ frecvente în zona himalaiană. Autoritățile au indicat însă că acestea devin tot mai frecvente cu fiecare an din cauza încălzirii globale.